Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează în această perioadă, în capitală, simpozionul Seriile Filocalice Dumitru Stăniloae, ediția a 20-a. În cadrul acestor conferințe, tinerii studenți au șansa să participe la discuții cu personalități de seamă, atât din țară, cât și din străinătate. În această ediție a simpozionului Seriile Filocalice Dumitru Stăniloae, vor mai conferenția Preasfințitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Serafim Joantă, al Europei de Nord, Arhimandritul Dionisie Ignat, care este starețul Mănăstirii Albac din județul Alba, și nu în ultimul rând, Părintele Protosinghel Ioan Cojanu, care este starețul Mănăstirii Sfântul Ioan Botezător din Alba Iulia. Discuțiile, ce se vor desfășura sub forma unui dialog, au menirea să atingă subiecte de actualitate și de maxim interes cu care se confruntă tinerii în zilele noastre. Aceste conferințe se vor desfășura în Aula Magna Facultății de Drept și în Amfiteatrul Dumitru Stăniloae a Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Organizatorii așteaptă un număr cât mai mare de persoane să vină și să se bucure de cuvântările distinselor personalități care vor vorbi în aceste seri. Intrarea la eveniment este liberă.